tú tienes un diccionario por nosotros. Gracias. Chiar mi-a plăcut foarte mult de noi la proba asta. Mi s-a părut că am fost foarte focusate și foarte atente. Deși Julia și Vlad erau în continuare acolo căutând ceva. Nu văd pe bunica cu... Nu văd. O femeie cu o bluză albă și cu pantaloni albaștri. În timp ce ne căutam bunica vieții, fetele terminase răspunsurile și ieșeau afară. Deja l-a tradus scrisoarea. Pot să cred că am ajuns până aici și pierdem pentru un c***. Ich liebe dein Nachtrick, Extraven, das der Rump, des in Santa Fe, Gesumenken, Schiffs. Ce naiba facem noi cu scrisoarea asta în limba germană? Putea să fie și în chineză. Ăsta, ia zi. Ce... Gegenstanden an Borul. Caută Laura, Gegenstand. Gegenstanden an Borul. Caut că, stai. Mama, l-am căutat pe Gegenstand. Gegen. Gege. Asta e. Gege, nu GH. A fost ceva crunt. N-am înțeles nimic. Bluza albă și pantaloni albaștri. Hai că tu ai o bună asta. Da. Uite acolo, vezi pe aia mică? E o bunică acolo. Nu e bunică, e o femeie. Femeie. Caută bunica pe toate pozele alea, deci nu mai puteam. A cincea oară deci treceam prin toate, pozele alea și mă uitam, am găsit ceva cu alb și cu albastru, dar era nu era bunică. Spaniol-aleman, că e cu spaniol. Aleman, aleman, spaniol. Ok, stai, că e la celălalt. Începem să traducem scrisoarea din limba germană în limba spaniolă. Așa era dicționarul. Erwan mit einigen personalien. Einigen. Ce e einigen? Mă lua amețeala, numai căutând cuvântul. Einigen personalien. Lucruri personalizate? Eram ca două eleve studioase într-o pauză la școală. Einigen. Ponerse de acuerdo, sobre. Încercam să găsim cuvinte care ar putea să însemne ceva pentru noi. Papu! Da? Bienvenidos a mis 95-94 de ani. Abuela Chela. Atât de mică era poza. Uite, atât de mică. Câți ani avea? 94. Are și ochi extraordinari. Rar. Rar, dar... Da, bine. Păi acolo, mă, hey, uite. Primim dicționarul cu care să traducem scrisoarea, ne dă afară... Șoc și groaz. Și în spaniolă mâncața șpanata. Scrisoarea... Cum? Păi cum nu facem? Română. Nu română? Eu ce fac aici? Zergenen, Stradon, Santa... Bine ați venit, cred că e ceva, bine ați venit în statul Santa Fe, iubire. Și trebuia să traduci din germană în spaniolă și din spaniolă în română. Exact. Ce ai mai? Hai, ce cauți? Gech... G-E-H-R-T-R. Birden, status Santa Fe. Papu, ne dăm un pic de... Păi nu știu, caut acolo cuvântul ăsta. Poftim, caută tu. Hai. Faceți-mă de râs acum, de tot. Ich bin die Narchin Pültră. Nimic. Duceți-vă înăuntru și căutați. Cine era ofițerul municipalității care a oferit o placă? Am luat întrebările, cum ce să le citim și le-am luat la rând. Cine era ofițerul mulțumeții care a oferit o placă pentru a 40-a aniversare a restaurantului? Plin de poze, nu știi unde să te uiți. Dar în tot restaurantul sau doar în partea aia? Tot ce pe pereți. Befinden înseamnă encontarse. Înseamnă că el a dat peste. Ok, deci hai să găsim peste ce a dat el. Am început să traducem scrisoarea de la începutul ei. Și am ajuns la concluzia că vasul ăsta se scufundă, că lucruri aici eu las în scrisoarea asta și eram ok, hai. Care sunt lucrurile pe care le las? Și ăsta e... Nachricht. Și ăsta ce era? Păi, dacă nu reții ce zic, sunt Ziana... Păi și tu n-ai reținut că tu ai citit. Păi eu citesc, tu reține și tu ce faci aici? Ai doar la frumoasă. Ai zis 100 de cuvinte până acum, de unde vrei să le rețin? Că mi-ai zis 100 de cuvinte. Păi eu le caut și tu le reții, du-te ia un pic dinăuntru și notează. Pentru mine în momentul ăla era, nu e nimic ce ar putea să însemne vreun obiect. Păi da, dar noi avem cuvinte și dacă nu le știm, nu o să le ținem minte, așa că haide să le ținem minte. Uite aici, unde? Era o placă. Îl chema Ezechiel Martin Barbari. Ezechiel Martin Barbari. Si, ok. Ok. Reviste care a publicat o rețetă a lui Hercuce. Uite-te tu. Das der. Mamă, stăm aici până mâine. Speram ca ceilalți să nu știe deloc germană. Și mă gândeam, oare Vlad știe germană? Sie werden mir
Helfen. Ce înseamnă că ai trăit acolo? Da, dar nu mai știu. Eu am stat în Austria, minim 8 luni, cu mama mea având probleme de sănătate. Am început să prind cuvinte de bază. Dar nu mai știu. Dacă mai spui o dată, hai o dată, te rog, oprește-te. Verden, dar nu știu. A, comitia de cancer, ăsta e. Ole. Mhm. La revista che publicar la una rețeta de El Tigio e ole. Si. La Suiza. Nu contează. Lasă să fie, ca să înțelegem. Hai să mergem, hai. Să întrebăm. Avem două cuvinte care ar putea să fie bune, macetă și colier. Și ne-am gândit, hai să mergem să încercăm. Haide. Imediat. Uite-te aici, nu te mai uita în alte părți. Într-un final am găsit că ar trebui să fie un pachet cu niște cărți legate, o farfurie cu blazonul unui oraș și încă ceva de ținut în mână. Ok, trebuie să mergem să luăm ce am găsit. Hai. Fetele au terminat înaintea noastră. Ce? Ne cățărăm! Hai! Și am pornit și noi în urma lor. Unde, e Laura? E ultima șansă! Dar trebuie să urcăm pe undeva. Acolo, frate, să o luăm pe aici. Hai! Urcă-te, cum te urci? Cu japca. Nu poate așa. Hai, păi nu pot așa. Împinge-te, hai! Poți? Dă mâna. Lasă-mă! Un homaceto. O macetă. O macetă nu este. Ba da, o să găsim. Mamă, nimic n-avea sens. Erau atât de multe obiecte, ruginite, multe din ele. Putea să fie orice. Câte mănuși de box sunt în sala de mese? Uite-le. Mănuși de box peste tot. 4, 5, 6, 7. Mănușile de box le văzuse. 10 mănuși. 10? Da. Si. Quanto mănuși de box sono aici? 10. Incorrect. Corect. Hai să o luăm de nou. 9, 10, 11, 12. Quanto? Nu știu, 1, 2. Si. 12. Corect. Da. Corect. De unde este bannerul pe care scrie Boxing Hall of Fame? Uite, Laura. Hey, uite că e o macetă, bun. Maceta, am văzut-o, am zis super. Este blazon. Și ăsta colar. Mai degrabă e ăsta. Blazon. Ce e? Cum? Mai degrabă e ăsta. Tema orașului. Eu le-au pe ăsta, pe vechi, gen. Erau vreo 5 coliere, schimb, și ne tot gândeam pe care să luăm, pe care să luăm. Și am zis, ia unul la întâmplare, că poate fi oricare. Bă, păi cu Fernet Branca asta. Blazonul gen arată așa, e ca un d-ăsta, așa. A, e un blazon. Ok. Așa. Am găsit cărțile împachetate. Unde? Unde s-a dus? Ăsta e blazonul. Odată cu cărțile împachetate, am găsit o chestie mică așa din metal, cu un blazon al unui oraș. Păpu, avem 3. Vrei să plecăm sau nu? Hai. Am luat un platou, cărțile și blazonul. Ce scrie pe ea? Victoria, Victopa. Nu scrie nimic. Extra. Am luat un colier, am luat o macetă. Și o aud pe Julia lângă mine, că spune un cuvânt pe care l-aveam și noi pe listă și zice, ăsta este un blazon. Și zic, a, super, păi ce crezi? Și noi avem unul de ăsta, așa că ia să-l luăm. Pune-l lângă asta, ca pe care alegem mai degrabă? Ca o stemă asta? Eram indecise că unul era cu un oraș și celălalt era cu un vultur, ca o pasăre. Hai să luăm vulturul, că pare cel mai aproape de o stemă. Vai, sper să nu ne întoarcem. Banner. Trebuie să fie un banner. Un blazon. Un blazon? Arătăm blazonul. Incorrect. Incorrecto. Arătăm farfuria. Incorrecto. I libres. Corecto. Bravo. Și acum ce trebuie să faci? Păi vă întoarceți. Dar ce e blazonul ăsta? E un medalion? Asta e, uite. Nu, e chestia asta. Uite, chestia asta, o vezi, desenul ăsta. Păi de ce nu-i bun? Pentru că e semnul orașului. Se pare că nu e semnul orașului. Care oraș? Nu știu! Este? Ești bine? Nu ești bine? Nu e bine. Ba, e bine. Nu e. Zic măi, eu, e bine. Maceta e primul cuvânt pe care l-am descoperit. Sigur nu e bine? Judecătoarea era așa. Ești bine?
tema a fost bună. Eu n-aveam încredere deloc în ăla, chiar l-am dus la întâmplare. Este? Si? Ni-l dă înapoi colierul, trebuie să mergem să căutăm unul mai mare. Dar măcar era bine că știam ce căutăm. Un colier mai gros. Problema era că erau mai multe acolo, pe care să-l luăm.